Bună ziua, băieți, și bine v-am găsit la turul noului studio. Dark side, light this bitch up. Sper că v-a plăcut așa cinematicul, zic așa, pe care l-am făcut. Iar acum azi să vă arăt studioul pe timp de zi, pentru că nu pot spune toate că nu se vede super calitativ noaptea. Așa că am să vă arăt ce am reușit să fac pe aici. Bun, deci ce frumos cu ușa, unde mă văd și o și dau cu capul aici. Deci e ușa simplă, e de asta zi, e mată cum ar veni. Aici avem o chestie pentru ventilație, nu contează. Aici avem frumos un calorifer, o chestie care nu știu ce caută aici și o priză. Pe jos avem un parchet gri, destul de calorifer, zic eu. Și după ce intri frumos în ușă, vezi aici nebunia de seta. Vezi că arată așa pe timp de zi. Da, știu, jos mai am de lucrat, mai am făcut cable management-ul, o să mă ocup, dar n-am avut timp zilele astea, probabil după sărbători sau la anul nou, o să văd eu. Bun, bă, nu știu, cu ce să începem? Hai să începem cu scaunul secundar, scaunul, ignorați acea pătură, e acolo la uscat, ok? Avem frumos scaunul secundar, care e efectiv scaunul vechi, n-am apucat să-l șterg, pe vede acolo pe ibra cu peră. O să mă pun frumos să-l șterg. Da, e un scaun destul de vechi, are vreo 5 ani, parcă se numea Genesis Nitro 550, dacă nu mă înșel. Și-a făcut treaba super bine. Hai să vă arăt și gen camera, acolo mai avem o priză. Aici avem o noptieră, unde deasupra vreau să pun un televizor, dar momentan nu o să fac treaba asta, o pasă pe viitor. E o noptieră simplă, pe roți frumos. Aici avem lumina veche de la vechiul studio. Aici avem câteva cutii, uite, o cutie de la Garena, o cutie de la așa, o cutie de la Regato, Chilac de la frumos. Bun, și camera momentan cam atâta, e destul de goală, dar chestia principală e seta, puțat. Hai să începem cu scaunul principal, dacă tot am început cu scaunul secundar, îi dăm drumul frumos cu scaunul principal, care este unul de la Achiris, se numea Achiris Imir, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Bă, e destul de comod, e cam scump, dar e ok, acum e cam scump pentru ce oferă el, să fiu sincer, adică nu e cel mai comod la banii ăștia, știi, dar e ok, e acceptabil, merge, arată super bine, la noastră că merge cu parchetul, mi se pare că se potrivește. Bun, bă, hai să continuăm cu, nici nu știu, hai să începem cu PC-ul, nu, PC-ul îl lăsăm mai la urmă. Hai să vedem ce avem aici frumos, un microfon, băieți, un microfon de la HyperX, ăsta e microfonul meu de 2 ani de zile, bă, cred că m-ați auzit pe live cu el cum se aude și chestii, e frumos de la HyperX, e acolo, își face treaba, l-am, cred că 2 ani ceva de genul. Bun, avem un braț de microfon, care brațul ăsta de microfon e, bă, ăsta are 3 ani de zile brațul ăsta de microfon. Ăsta l-am primit în pung, în cavă, nu, că zic, în cutie, cu primul meu microfon, care e undeva pe aici, dacă nu mă știu, dar nu știu exact, cred că pe acolo. Ia stați, că dacă mă uit eu, e, trebuie să fie, da. Deci ăsta, băieți, a fost primul meu microfon și gen a fost 100 de lei și a venit și cu brațul de microfon. Deci, e forță. Așa. Bă, nu e cel mai wow braț, din păcate, nu știu ce se întâmplă, dar microfonul meu cam face așa, bine, din cauza brațului, o să rezolv eu. Bun, hai să continuăm frumos cu mouse-ul, băieți, mouse-ul care este un Logitech, m-am bat, eu mai știu ce mouse e, e un Logitech, dar nu mai știu ce mouse am uitat. Mă rog, e un Logitech, știu că e super bun, are 65 de grame, asta mai țin minte, e, ia, nu scrie pe spate, să vedem. Ba da, Logitech Pro X Super Light, ceva de genul, uite, scrie acolo. E wireless, are 65 de grame, bă, ăsta e super ca lumea. Se mișcă super ca lumea, e super ușor, deci nici măcar nu simți în mână, se mișcă super fluid. Adică doar să vă fac un test, gen, doar uitați-vă, ca să vă dați seama, sau putem face așa, gen, e ca lumea. Bun, tastatura, băieții, care este tot de la Logitech. Avem frumos o tastatură wireless care, bă, am uitat cum se numește, vere, nu știu. Uite aici, stai, G915, capalăla, X-Speed Wireless, tactil, hâljonle, cu switch-uri maro, cred că-s maro, nu? Stai să, da, avem switch-uri maro. Se aude cam așa. Bă, e ok, nu e cel mai bău, stați că am comandat aici la clipul ăsta, spunem așa, că avem aici frumos canalul, aia zic.
Bă, e ok, preferam alte switch-uri, dar sunt super bune și ăsta e ok. Are tot felul de moduri, de luminițe, acum vedeți că e așa gen un fel fulgeră, ceva de genul, pe ea, mă rog. Bun, hai să trecem, la ce trecem? Fără căștile? Deci avem căștile, băieții. Tot așa wireless de la Logitech, care se pornesc de undeva de aici, cred. Da, bun. Acum sunt pornite, gen, au niște bleduri pe aici, frumos, arată super bine. Astea își merită toți banii, sunt mai scumpe, un pic la fel și adaptatura. Bine, dar și wireless de aia sunt scumpe. Da, credeți-mă că astea își merită absolut toți banii. Habar n-am cum să numesc nici astea, dar știu doar că sunt super bune, nu știu mult să văd dacă scrie, dar nu scrie pe aici. Dacă nu mă știu, aveți și în descrierea acestui videoclip, gen căștile, bă, super bune, gen când le pui pe cal nu mai auzi efectiv nimic, muzica se aude super ca lumea, sunetul se aude super bine, super, super calitative căștile, vedeți, recomand dacă vreți să vă lași, aveți un buget mai mare, sunt super ca lumea. Bun, hai să continuăm cu, nu știu ce mai avem pe aici, asta e o chestie de la cameră, o să vă arăt și camera. Avem o chestie aici care practic pui apă în asta, după cum se vede acolo are apă și pui, nu știu, parfum sau ce vrei tu și îmi dă frumos. Dar stați că vă arămă, cum se pornește ăsta așa? Aici, da, are lumină, stați, mai tu vezi? E gen de ăsta așa frumos, abur de ăsta parfumat. Nu știu cum, dar, uite aici, light. Vezi, se face frumos așa. Așa, se pune gen orice culoare poți să-l faci. Bă, e ok, e mișto treaba. Acum sper că se și oprește cumva. Stai care și telecomandă gen. Și gen, dacă nu mă înșel, o oprește pe telecomandă. Dacă ar da focus, cred că nu vrea din cauza la aia. Dar mă rog, apeși butonul și s-au putut. Bun, continuăm cu un brăduleț acum, că tu de Crăciun, un mini brăduleț, ceva frumos din Auchan, luat cu 30 de lei. Am un Google Home care, bă, nu l-am configurat și l-am scos din, și l-am scos din priză, pentru că mă îndreba că tot vorbea singur, că trebuie să-l configurez și am uitat de el. Dar o să-l configurez și pe el. Avem un card la cameră, un card 128 GB dacă vă interesează. Și camera, băieți. Camera care este piesa principală, să zic așa, un Sony A6000 cu obiectivul stock. Mi-am cumpărat un alt obiectiv, dar n-a fost bun și l-am returnat. O să-mi iau pe viitor un obiectiv mai bun, dar credeți-mă, și camera asta e super tare, își face treaba, deci o să vedeți pe live-uri, filmează super ca lumea. Da, un Sony A6000, mai multe detalii n-am să vă dau pentru că nu prea știu, filmează bine, are de toate, e forță. Avem și un trepied pentru cameră, un trepied, bă, super calitativ, sincer. Am dat pe 100 de lei, bă, dar e super, super calitativ, gen, chiar e mișto. Gen, poți să-l faci așa, să, dacă mă, nu vreau să modific unghiul camerei, că l-am făcut de-o ca lumea. Gen, dai sus și în jos, stânga, dreapta, are și un bolopoc, ceva, uite, pe acolo, ca să vezi dacă stă drept, mai era încă unul, dar nu știu pe unde e, pe aici, pe undeva, mă rog. E un trepied super, super ca lumea, nu știu dacă l-ai extins când chiar un metru și ceva, nu mai știu sigur, dar e super ca lumea. Bun, bă, din camera avem un dummy battery, practic dummy battery-ul ăsta care e asta. Asta merge în priză aici, unde sunt foarte multe cabluri. Chestia asta, cu chestia asta poți să ai baterie infinită la cameră. Avem un cablu micro HDMI care merge în PC frumos pe aici prin spate, până aici, care un cap, pardon, ăla e micro HDMI din cameră, ăsta e HDMI, care intră într-un cam link. Așa arată cam link-ul, ăla e legat-o frumos. Care cam link-ul intră în PC. Din păcate merge doar aici sus. Am încercat să-l pun în spate, nu vrea. Nu mai vede imaginea. Dacă îl pun aici sus, am observat că merge super bine, așa că lăsăm aici sus cam link-ul și treaba asta, ca să putem avea o imagine cât de cât ca lumea. Dacă îl pun în spate, am văzut că se vede foarte prost. Și dacă îl pun aici sus, se vede perfect. Nu prea îmi place aici sus că se vede urât, dar asta e. Și gen cam așa puteți obține, gen să vă vadă OBS-ul camera. Aveți nevoie de astea două chestii. Bun. Bă, lângă camera avem frumos o lumină de la Elgato, o lumină destul de scumpă, dacă le credeți-mă că îți face treaba super bine. Trebuie să mai încerc să o mai conectez pe, o conectez pe telefon, pentru că n-a reușit. Bine, de la Elgato, se numește Elgato Keylight, nu știu, dar să de acolo ceva informații, habar n-am. Vine cu un trepied care vine gen în cutie, care se prinde frumos de birou. Da, și cam atât despre lumină, e o lumină, își face treaba super, super bine. Bun, bă, hai să vă arăt și monitoarele, băieți, care sunt 3 monitoare la număr. Avem frumos un monitor de la Samsung de 24 de inci curbat de 144 de Hz. Da, ăsta are 144 de Hz, ăsta e monitorul secundar. Avem frumos monitorul principal, băieți, tot un monitor de la Samsung de 27 de inci de 244 de Hz.
bă, deci monitorul ăsta e super ca lumea, bă, deci herții ăștia, deci de la 144 de herți la 240, 244 nu mai știu exact câți erau, bă, e o diferență, bă, deci, mamă, forță rău, deci, ca lumea rău, e super bun monitorul, e mai scump, dar merită toți banii, și încă un monitor care, un miliard de monitor secundar, tot de la Samsung, de 24 de inch, de 244 de herți. Asta e printre primele mele monitoare. O să vreau să-l schimb tot cu unul de ăsta curbat, ca să am tot setup-ul curbat. Asta nu e curbat, e normal, gen. Bun, pe birou nu știu. O chestie asta de aici. Putem stinge luminile, băieți, care sunt niște spoturi pe LED frumos, care se pot învârti la 360 de grade, luate din Dedeman, le poți duce pe șina asta cum vrei tu, doar că trebuie să... E chestia de acolo, nu o să iau acum că se pune destul de greu și o pui cum vrei tu pe șina asta, sunt ca lumea, au telecomanda lor aici, apeși pe ăsta și s-au stins, super ca lumea, își fac treaba super bine. Bun, în birou, pe lângă foarte multe cabluri, mai avem ceasul meu acolo dacă v-ar interesa, care stă frumos la încărcat și cred că v-am arătat cam tot de pe birou, da, o să mă ocup și de table management, probabil după sărbători. Bun, și acum băieți, PC-ul, care este piesa de rezistență, cam așa arată PC-ul meu, care mă ajută să fac live-uri și în 2K și mă ajută la orice. De curând ne-a făcut un upgrade la RAM, acum avem 32 de RAM în loc de 16 RAM, din păcate se vede reflexia, dar stai așa că are ceea ce nu o chestie și poți deschide ăsta și nu o să mai vadă nicio reflexie. Da, cam așa arată înăuntru băieți, avem un RTX 3070 de 8GB overclock, dacă nu mă înșel, un monstru de placă, deci e imens, are efectiv un picior aici ca să o țină, pentru că altfel ar cădea placa efectiv la cât de grea și imensă e, care din păcate acoperă chestia aia cu Gigabyte acolo, dar nu contează. Bun, avem o placă de bază de la Gigabyte, nu știu exact modelul, dar e de la Gigabyte, am primit 32 de RAM de la HyperX, fiecare plăcuț are câte 8 GB de RAM. Avem un cooler, nu știu, lichid, apă, n-am nicio idee ce, e cu tuburi, e frumos, la Gambias, bă, își face treaba, n-am avut probleme cu el, chiar dacă este foarte bine procesorul, din păcate, după cum cred că ați auzit pe tot parcursul videoclipul, avem aici un ventilator, cred că este de aici sau ăsta, care face un zgomot, cred că ați auzit și pe live-ul, dar mi-a comandat două ventilatoare noi, și am să le schimb și nu o să le mai dat așa de urât. Bun. Bă, și procesorul care este un Ryzen 7 5800X sau 5700X, una din două, nu mai știu sigur. N-am avut nicio problemă cu el, am auzit că lumea se plânge de Ryzen-uri, n-am avut absolut nici o problemă cu Ryzen-ul ăsta, nu se încinge, nu nimic și nici măcar culorul nu foarte wow, gen e de la Gambia sau Gambia, cum îi zice. Gen, dacă cu ăsta nu se încinge, apă e clar că e ca lumea rău. Bun, avem un SSD, unde? Acolo, un SSD de la Gigabyte, ăsta cred că era de 128 am unul și încă unul aici jos, tot de la Gigabyte, de 1 tera, un SSD pe M2, ambele pe M2, super bune, viteză ca lumea de net, viteză la PC, mă rog, v-ați prins voi. Sursa care nu se vede pentru că e aici sub ăsta, bă, e un pic de praf, da, e mă scurați, nu știu, nu se vede sursa, e mascat acolo jos. Este o sursă de 750W, dacă nu mă înșel, oricum aveți absolut tot în despiere. M-am lăsat la PC și link-ul de pe PC Garage pentru că l-am luat, gata, făcut. Aveți link-ul de la el mai jos în descriere undeva pe acolo, trec ultimul link dacă nu mă înșel și acolo aveți pe PC Garage fiecare specificație. Carcasa este de la Alpha Gear, eu cred că asta e super faină, îmi place chestia asta de aici, că se dă așa frumos, e cu magnet. La fel și pe partea asta, la țărat, cum să vă arăt, aba, da, hai că se vede. Dacă deschidem aici frumos, mai greu un pic, aici nu prea umblu, se vor vedea doar cabluri. Și cable managementul e făcut de cei de la PC Garage, deci totul e frumos cum ar veni. Pe aici avem frumos USB 3.1, butonul de reset, butonul de reset, vine și cu o telecomandă care nu mai știu unde e. Uite aici, cred că asta e, hai să vedem. Da, asta e. E o telecomandă care controlează cele trei ventilatoare din față, plus ăla din spate, le putem opri, le putem așa, putem face de aici mai multe culori, avem, nu știu, curcubeu, tot felul, putem schimba de aici modul, după cum puteți vedea, putem face o grămadă moduri. O să las cum era înainte, hai să lăsăm așa, de ce nu arată bine. O să pun aici ca să nu ideea. Bun. Bă, cam asta ar fi ce astea. Acum eu pe aici am o grămadă chestii, avem un cifru, avem cutii de la... Am mouse pe drumul ăsta, e de la QWERTY.
e super bun, îmi place că e destul de gros, e nimoale, e foarte ospedo. Cam așa arată, nu știu cât să știți, dar mi se pare sper ca lumea. Și ca design, mi se pare forță. Da, sper că n-am omis nimica, băieți. Băi, cam ăsta ar fi setup-ul meu. Bă, eu sper că n-am omis nimica. Sper că v-a plăcut gen clipul ăsta și setup-ul. Mai am eu lucrat, știu, pe la cable management, vreau să fac mai canalul meu și chestii, dar cam ăsta ar fi mare. Dacă v-a plăcut, băi, dați acolo frumos pe like. V-am pupat, v-am lăsat. Ciao, les.